Salutare lume, ce mai faceți? În video de astăzi voi vorbi despre noul meu laptop și anume un MacBook Air de la Apple. Să începem. După cum știți, nu de mult mi-am terminat de construit un PC custom foarte puternic, care funcționează excelent și sunt foarte mulțumit de el. Dar problema este că nu pot să le iau cu mine nicăieri. De aceea mi-a cumpărat un MacBook Air de banii rămași ca să umple această gaură. Ideea este că eu nu vreau un laptop puternic pe care să editez și să mă joc, pentru că de asta am construit PC-ul. Eu vreau un laptop care să fie ușor, mic și portabil ca să pot să-l iau cu mine la universitate, în călătorii și așa mai departe. Vreau ca bateria să țină mult ca să nu trebuiască să iau încărcătorul cu mine tot timpul și vreau să fie construit bine pentru a rezista în timp. Astea fiind zise, să trecem la despachetare. Am aici laptopul care vine în acest plic și tot ce găsim în plic este laptopul în sine. Ok, m-ați prins, nu vine într-un plic, ci vine ca orice alt laptop împachetat într-o cutie simplă care este acoperită în plastic. Pe față este o poză cu laptopul din lateral, care ne arată cât de subțire este. Pe spate avem ceva specificații și informații despre acest laptop, iar pe lateral avem logo Apple și MacBook Air înscris. După ce tăiem și dăm jos folia, suntem gata să deschidem cutia și primul lucru prezentat este laptopul. În partea de jos găsim o bucată de plastic care ne ajută să scoatem laptopul din cutie și îl punem deoparte deocamdată ca să vedem ce accesorii mai avem. Începem cu un plic negru în care găsim câteva documente și anume un ghid rapid care conține câteva informații despre laptop și sistemul de operare, garanția și informații despre produs și bineînțeles în final stickerele Apple. Mai departe avem un adaptor, în cazul meu are 3 piciorușe pentru că sunt din UK, dar în România îl veți primi cu două și în final avem încărcătorul și un prelungitor. Îmi place foarte mult încărcătorul de la Apple pentru că este foarte mic, iar dacă nu ai nevoie de o lungime mare, pur și simplu ei doar încărcătorul cu un cablu mai scurt. Iar dacă ai nevoie de un cablu mai lung, doar schimbi adaptorul cu prelungitorul și în câteva secunde ai un cablu mai lung. O chestie ciudată, încărcătorul meu a venit și cu un adaptor de America, nu mă supăr, dar de obicei este inclus doar un singur adaptor. Și acum să trecem la laptop. Vine și el protejat într o folie de plastic, iar ca să o dăm jos trebuie să rupem un sigiliu. După cum vedeți, este un laptop foarte frumos, subțire, dar solid, construit aproape în întregime din aluminiu. În punctul cel mai gros, acest laptop are 1,7 cm, iar în punctul cel mai subțire doar 3 mm, cântărind 1,35 kg. În partea stângă avem portul de încărcare MegaSafe 2 un port USB 3.0, portul pentru căști și două microfoane. Iar în partea dreaptă avem un port Thunderbolt, încă un port USB 3.0 și în final un cititor de carduri SDXC. Ecranul nu este punctul cel mai puternic și venind de la un MacBook Pro Retina pot să văd diferențele. Acest ecran nu este la fel de clar și detaliat, având o rezoluție de 1440x900, iar culorile nu sunt la fel de vibrante și corecte dar nu este chiar așa de rău. Este un ecran destul de ok, are un panou TN, ceea ce înseamnă că unghiurile de vedere nu sunt așa de bune, dar Apple a făcut o treabă destul de bună cu el și pot zice că este cel mai bun ecran cu panou TN pe care l-am văzut. Deasupra ecranului găsim o cameră web de 720p, iar de desub de ecran este scris MacBook Air. Tastatura este full size, de tip ciclet, cu iluminare și este o plăcere să scrii pe ea. Iar în primul rând avem o serie de comenzi rapide pentru a schimba luminozitatea ecranului sau a tastaturii și butoane pentru a controla muzica și volumul. Sub tastatură găsim un trackpad multitouch destul de mare, din sticlă, care este foarte precis și poți face tot felul de gesturi pe el cu mai multe degete pentru a activa diferite funcții. De exemplu, cu două degete poți să scroll, cu patru degete poți să deschizi toate aplicațiile și așa mai departe. Sub trackpad e o tăietură care ajută atunci când laptopul e închis să îl poți deschide ușor. Balamao este extrem de fluidă încât poți deschide laptopul cu un singur deget fără ca baza să se ridice. Ok, cam atât cu designul, să trecem la câteva specificații. Acesta este modelul din 2014 cu un procesor Haswell i5 de 1.4 GHz cu turbo boost de până la 2.7 GHz are 4 GB de DDR3 la 1600 MHz și 128 GB de PCI storage. Sunt sigur că mulți dintre voi vor zice, are numai 4 GB de RAM, dar credeți-mă că pentru ce îl folosesc eu, îmi va fi de ajuns. Este foarte ușor să te pierzi și să plătești foarte mulți bani uh, pentru un laptop care este pur și simplu overkill și nu vei folosi niciodată atâta memorie. Plus, uh, aceste specificații vor ajuta ca laptopul să rămână la o temperatură foarte joasă, adică dacă stai în pat cu laptopul pe tine nu te va frige și să fie foarte liniștit, adică nu auzi ventilatorul aproape niciodată. Haideți să trecem acum la niște teste și să vedem ce scoruri a obținut în câteva benchmark-uri. Am să încep cu Geekbench, unde la single core a obținut 2742, iar la multicore 5352. Aici putem observa că diferența dintre acest model și cel din 2015 nu este foarte mare. Cel din 2015 obținând un scor de 2848 la single core și 5689 la multicore, în schimb diferența de preț este destul de mare. În Nova Bench a obținut un scor de 593, în Cinebench a obținut 20,85 frames per second în OpenGL și 234 de puncte la CPU. Am testat și Unigen Valley, dar nu prea a avut rost deoarece are doar grafica integrată și anume Intel HD 5000, dar a obținut un scor de 579 și 13,8 cadre pe secundă. Iar în ultimul rând, Blackmagic Speed Test a obținut o viteză de scriere de 431 de MB pe secundă și o viteză de citire de 718 MB pe secundă. După cum ați văzut din rezultate, acest laptop nu este un monstru, Uh, dar poți să-l folosești pentru puțină editare video sau Photoshop dacă este necesar. În final vreau să vorbesc puțin despre baterie, acest laptop are o baterie extraordinară, Apple spune că ar trebui să țină 12 ore, să zicem că ei exagerează puțin, dar 9-10 ore mi se pare foarte mult. Acum depinde și ce faci pe el, dar de obicei să zicem nu folosești un laptop 12 ore într un mai mult pe segmente, te trezești, faci un pic de treabă, îl închizi, mai vii mai târziu, mai faci puțină treabă și dacă îți începi ziua cu bateria la 100%, mai mult ca sigur te va ține până la sfârșitul zilei, ba chiar mai mult. Plus are un timp de standby foarte bun, adică dacă în loc să închizi laptopul de tot, doar îl pui în standby, data viitoare când îl veți Deschide bateria va fi aproape la fel cum ai lăsat-o, foarte foarte puțin impact. În final, pentru cine este acest laptop? Păi pentru cineva ca mine care mai are un PC și vrea un laptop portabil, sau pentru cineva care nu plănuiește să facă editare video sau chestii de genul uh, și plănuiește să-l folosească mai mult pentru a lua notițe, pentru a naviga pe internet și pentru a asculta muzică. Acest laptop, modelul din 2015, costă 850 de lire, dar modelul din 2014 este foarte redus în momentul de față pe Amazon, costă 699 de lire și eu am reușit să obțin încă o reducere peste asta și a scăzut prețul la 630 de lire, care este extrem de mult, deci de la 850 de lire la 630 de lire adică cam 30-35 de milioane. Uh, nu este ultima versiune, dar după cum ați văzut, nu este o diferență mare pentru că uh, acest laptop are o frecvență de 1.4 GHz, uh, modelul nou are de 1.6 GHz, dar Turbo boost este de 2.7 la 2. 2 Singura diferență este că este Haswell și Broadwell. Uh, în orice caz, eu zic că diferența de preț uh, merită mult mai mult să-ți cumperi modelul din 2014 în momentul de față, și da, cam atât pentru video de astăzi, sper că v-a plăcut uh, și pe mine mă găsiți pe Facebook, Instagram, link din descriere, ca de obicei. Până data viitoare, numai mai